Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou vlog, la un nou video, la un nou întâlnire, la o nouă întâlnire cu voi. Suntem la volieră, am deschis și la porumbei după cum puteți vedea pentru că vreau să-i scot afară. Și după cum puteți observa aici în față avem un cadru sudat, să mă duc un pic așa ca să se vadă mai bine. Avem un cadru sudat, iar acest cadru va fi voliera care va ieși în afară. Așa arăta proiectul, sau așa am gândit proiectul de la început, aproximativ așa că era până în spate, doar că acolo vreau să fac magazie în ultima parte acolo și nu o să mai folosesc până în spate. Asta o să fie voliera, o vom împărți aici în două, îi voi pune un policarbonat, poate scândură, poate ceva, nu știu exact, iar restul va fi din plasă. Iar deasupra voi folosi același sistem de acoperiș ca și sus, adică o șindrilă din scândură, un pic de pantă peste care va veni carton bituminos, iar porumbeii vor putea ateriza chiar aici, iar apoi se vor sui pe spudnic și vor intra, iar matca va putea și ea să iasă la soare, să iasă la aer și cam așa arată. M-am plâns eu, să zic așa, despre oameni, despre cum sunt, nu vreau să povestesc atât de multe pe internet, dar oamenii, știți și voi cum sunt oamenii, oameni și oameni, am avut promisiuni, mi s-a cerut să ajut, am ajutat și apoi când a trebuit să fiu ajutat, a dat din colț în colț omul care trebuia să-mi facă această lucrare și tot columbofil fiind, și atunci, după cum știți, eu am primit de la doi frați din Vulturești, de la Alin și de la Adrian, niște pui de porumbel și am primit și un mascul care s-a împerecheat cu belgeanca aceea care eu credeam că e mascul și au făcut și un puiuț. Am un puiuț încă, trebuie să-l înțarc probabil săptămâna viitoare, las un pic să fie hrănit mai bine, să înceapă să mănânce sigur. Și ei au decis să vină să mă ajute. Ei au venit și m-au ajutat, au sudat acest cadru, mi l-au sudat, l-am tăiat, l-am măsurat, m-au ajutat aici, ne-a luat ceva timp, este ora 2 imediat și suntem de la, să zicem, 9, să zicem 9 jumate aici, hai să zicem 10, că am mai stat, am mai avut și pauze, 11, 12, 13, suntem vreo 4 ore am stat aici să facem cadrul acesta și vreau să le mulțumesc frumos pe această cale că au avut inițiativa asta să mă ajute și că mai sunt persoane care doresc să facă treaba asta, să existe așa o conexiune între aceeași pasiune, între oameni, și exact asta s-a întâmplat și aici. Au venit și m-au ajutat și le mulțumesc foarte frumos, că de unul singur eu nu am pe nimeni să mă ajute, sincer. Fratele meu este în Anglia, taică meu, adică nu e de aici din oraș cu mine, e la vreo 300 de kilometri și prieteni, știți și voi cum sunt prietenii, și atunci am rămas singurel și cam așa arată. Au sudat-o băieții frumos, trebuie să o vopsesc, să o șlefuiesc, să o vopsesc. După care să-i pun plasă, vreau să-i pun plasa frumos deasupra, de fapt deasupra nu cred că o să le mai pun plasă dacă o să le fac acoperișul, o să le pun plasă în față, în partea din față, jos, pentru că vreau să cadă toate bălăriile alea jos, nu vreau să vină sus, și mai vreau să le pun pe laterale, stânga-dreapta. O să arate destul de mișto, spun eu, că nu o să fie vopsit, o să vină plasă frumos. Picioarele, eu în partea asta de aici din față, trebuie să mai vin cu beton, exact cât e și cealaltă, vin așa frumos cu beton pe lângă și fac și acolo beton, ca să pot mătura de desubt, să fie curat, să se păstreze o igienă așa, să se vadă o igienă plăcută și să-mi fie mai ușor să le fac curat, că momentan uitați și acolo în iarbă, nici n-am cu ce să fac curat acolo, că nu pot să scop fulgii din iarbă. Așa aici, dacă dau cu mătura, e curat imediat. Am eliberat porumbeii și
se pare că nu sunt atât de interesant să iasă. Eventual să-i las să iasă pe aici pe sus. Hai să-i lăsăm să iasă și pe aici, pot să spun de pe Sputnik. Poate le place să iasă pe aici. Și nu vreau să iasă. Eu vreau să-i eliberez pentru că astăzi vreau să le fac curat și lor și la matcă trebuie să le fac curat. Unul a ieșit afară. Hai că cred că vor începe să iasă toți acum. Că așa se întâmplă, când ies unii, ies toți afară. Asta poate iese pe Sputnik. Vreau să-i las pe ei să iasă, să nu se simtă cumva dați afară. Pe unii dintre ei am scăpat noi de dimineață când am venit, am scăpat doi afară, dar au intrat înapoi singurii. Și acum vreau să-i scop pe toți afară, că e frumos și să ia și un pic de aer, să zbor un pic. Poate reușesc să formez și eu stolul ăla până la iarnă. Uite-l pe curajosul ăsta. Hai mă, curajosule! Haide! Uite-l mă, n-are curaj. Hai mă că ai curaj! Sar pe asta de fier! Ăla ieși și el afară. Ușor ieși afară. Au început să iasă pe lângă mine, să scape pe lângă mine. Vreau să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți de treaba asta făcută aici, cum vi se pare. Hai, dați și voi o tură. Dați și voi o tură sau sunteți puturoși? Am mai zburat unul aici. Ăla deja se încălzește, ia uitați, a plecat în încălzire. Mai avem și pe acolo unul, mai avem și pe acesta. Nu zboară extraordinar de mult, dar zboară. Ia uite și pe ăsta cum au venit, au niște scheme în ei, se prostogolesc așa, se bum bum. Cred că am greșit voiajorii și am luat jucătorii. Glumesc, așa fac pui când sunt mai tineri așa. Au joacă asta, se joacă cum ar veni. Băi, știți ce vreau să vă spun? Am pierdut porumbelul alb. Știți că aveam eu un porumbel alb? A rămas într-o seară aici pe colțul volierei. Și cred că atunci eu am crezut că a intrat. Dar cred că n-am mai reușit să intre. Ce-o fi pățit, nu știu exact. N-am găsit fulgi pe aici. Ceea ce înseamnă că nu a fost prins sau ceva, dar s-ar putea să-l fi luat Uliu sau pur și simplu a decis el să plece, să nu mai stea aici. Și momentan am undeva la 23 sau 23, dacă nu mă înșel, de pui. Ăștia îi mai am momentan. Vedem ce mai intră, ce rămân, ce... Na. Nu știu dacă vreau să mai scot pui. Mai am undeva la 4 inele, dacă nu mă înșel, sau 2, nici nu mai știu câte inele am. Nu vreau să mai scot mai mulți pui decât inele am, pentru că... Uite ce frumos sunt. E drag să-i văd băieți, aș sta toată ziua aici să-i văd cum zboară. Toată ziua asta. Da, păi că nu o să vină prima zi în care o să-i aștept de la concurs să vină acasă. Vă dați seama ce mișto o să fie? Abia aștept. Abia aștept, vă spun sincer. Ia uitați-vă toți aici pe casa mea. Stau cu minți aici. Am și un pic de găini pe aici. Haideți, Formăm și noi un stol ceva, băieți? Ia uite că sunt până aer, sunt vreo 4-5 până aer. Hai să formăm și noi un stol ceva. Hai băieți, hai! Băieți, cam ăsta e video pe astăzi. Mă bag să le fac cura la porumbei, că am o grămadă de treabă, că trebuie să fac și la matcă și aici și o să-mi ia ceva timp și ne auzim într-un nou video cât de curând, când probabil o să mai eliberez porumbei.
o să trească să mă ocup și de partea asta de volieră, dar ușor, ușor o facem, nu e nicio grabă. Prima și prima dată trebuie șlefuită, vopsită, iar apoi o să ne apucăm să prindem pe ea plasă. Vă salut, vă doresc weekend plăcut și ne auzim într-un nou video. Nu uitați să-mi dați și mie un like, un share, un subscribe și să-mi spuneți ce părere aveți de faptul că încă mai există oameni care se ajută în pasiunile lor și nu numai. Salut!